Bine ați venit în Crescătoria Tim Paul Cristian. Mă numesc Din Cristian, locuiesc în județul Argeș, comuna Bradu, sat Geamăna. Activez la Clubul Ștefănești. Pasiunea pentru porumbei o am de la tatăl meu, care a fost membru columbofil foarte, foarte, foarte mulți ani până mi-a predat ștafeta. Practic stau în lumea columbofilă de mic copil. La momentul când am preluat ștafeta, am fost membru pe numele meu, cum se spune. Vreau să vă mai spun că am optat pentru categoriile maraton la începutul carierei mele, de când am început să știu despre acest sport. Ulterior, de vreo câțiva ani de zile, datorită tandemului meu, Paul, am ajuns la o nouă categorie pentru mine, categoria viteză demifond. Asta s-a datorat și faptului că am achiziționat niște porumbei foarte, foarte valoroși de la prietenul meu, Robert Mușat, care mi-a adus foarte, foarte, foarte multe satisfacții de-a lungul a 4-5 sezoane de când concurez cu acești porumbei. Vreau să vă spun că acești porumbei mie mi se par fantastici. Cred că este cuvântul perfect pentru a-i defini. Și de la plăcerea de a zbura zborurile lungi maraton, în ultima perioadă am trecut la viteză demifond, zborurile scurte și medii, cum se spune la noi. Vreau să vă informez că prefer metoda de zbor, îi spun eu, separați, adică nu văduvie, că nu am timpul necesar pentru a face văduvia cum se face de fel. Practic, să nu se vadă masculul cu femela, pentru a nu se agita, doar că nu am posibilitate să țin femelele separat din lipsă de spațiu și compartimente specifice pentru această metodă de zbor. Nu zbor la întuneric, pentru că nu am posibilitate să țin porumbei în timpul săptămânii să stea odihnit pe cuib la întuneric. Ar fi ideal pentru, în momentul în care fac antrenamentele zilnice, dimineața și seara, nu ar trebui să vadă un alt porumbel pe afară. La mine văd, se întâlnește porumbei de volieră de la macă și practic se strică toată șmecheria cu văduvia. Deci practic la mine e separat. Mâncarea folosesc un singur tip de mâncare cumpărată de la un domn care bagă 14 sau 15 semințe în ea. Mâncare la porumbei de viteză, eu cred că sunt un pic mai special față de restul persoanelor care zboară viteză demifond. Le dau pe seturate în momentul în care nu mai mănâncă, după 5 minute de când au terminat de mâncat, nu mai mănâncă, le-am luat hrănitorul și le dau următoarea masă, seara sau dimineața, depinde în funcție de când le-am pus. Ca medicamentație. Medicamentație tratez foarte, foarte, foarte bine, începând cu viermi, cocidioză tricomonoză, salmonelă 14 zile cu parastop, următorul an mai schimb cu un alt produs și vaccinez la 2 săptămâni, vaccinez de paramyxoviroză, după care cu 2 săptămâni înainte de
începe concursul, mai fac o cură de tricomonoză și o cură de respirație. Vreau să vă mai spun că același tip de mâncare folosesc pe tot timpul anului. Suplimentez înainte de cursă, chiar dacă distanța este foarte mică, așa am învățat porumbeii mei și așa am considerat că e bine, că am avut rezultate, succes. Suplimentez cu energie maraton, deci de la orice firmă, nu neapărat, nu contează firma. Deci pe lângă mâncarea care o administrez eu, suplimentez cu energie maraton. Poate o să se strâmbe foarte mulți columbofil care... Dar chiar am rugat niște prieteni în momentul în care nu credeau despre ceea ce fac eu. I-am rugat, după ce administrez masa care o administrez eu de obicei când s-au săturat, să vină cu ce doresc dumnealor, cu o hrană foarte, foarte consistentă și bună, toată săptămâna, să le dea ca un fel de prăjitură. Așa. Aș fi foarte, foarte mulțumit și de acum înainte, dacă sunt doritori. Chiar îi invit să vină să le dea câte o prăjitură la porumbeii mei. Vis-a-vis de antrenament. Antrenez porumbeii dimineața. Vreau să vă fac o paranteză. Să vă comunic că eu sunt columbofil decât dimineața o oră jumătate și seara o oră jumătate. În restul zilei sunt cam plecat. Am posibilitate în cazul în care ar trebui urgent să vin până acasă, am posibilitate să ajung în orice moment, doar că nu-mi permite timpul. Trebuie să fac un efort pentru acest lucru. Vreau să vă spun că antrenez o jumătate de oră, dacă reușesc să antrenez, nu zboară singur niciodată porumbeii mei să dau drumul o jumătate de oră, cum mă văd că plec de lângă coteț, cum dau să se lase. Dacă stau acolo, cum stegulesc, nu este niciun fel de problemă, zboară bine. Deci nu în privința asta. Prefer la antrenamente în cursul săptămânii, începând de miercuri, dacă aș avea posibilitate și timpul necesar, aș duce 3 antrenamente la 40 de kilometri, ar fi ideal pentru a pregăti un concurs. Dimineața, 3 antrenamente la 40 de kilometri, nu mai zboară antrenamentul de seară. Dacă nu reușesc să merg, să-i duc la 40 de kilometri, să-i antrenez. Antrenez dimineața o jumătate de oră, o jumătate de oră seara. În timpul concursurilor, eu folosesc doar de tricomonoză, în special produse de porumbei, orice care sunt făcute de firme pentru speciale pentru porumbei, tricomonoză 3 zile și respirație uneori chiar 5 zile, nu foarte des, să zic de 2 ori în sezon. Acum hai să discutăm un pic despre porumbeii, cam cum ar trebui să arate porumbeii la diferite categorii. Spre exemplu, eu, cea mai mare performanță a mea a fost să ajung la Olimpiadă cu un porumbel de maraton și locul 1 AS Maraton Palmares pe țară, la FCPR. Cum trebuie să arate un porumbel de maraton din punctul meu de vedere? Are o musculatură elastică, o aripă foarte, foarte elastică, chiar îi spun eu cum ar fi un elastic mai uzat, deci nu opune nici pic de rezistență. Și acum vreau să specific acest lucru datorită faptului că cel de viteză este total opus celui de maraton. Trecând de la categoria maraton, începând să-mi placă foarte mult categoria viteză, datorită faptului că am reușit să aduc niște porumbei extraordinari de la prietenul meu, Robert Mușat, din crescătoria Robert Mușat plus Petrică Cocoș. Cu ocazia aceasta vreau să menționez că pe domnul Petrică Cocoș nu l-am cunoscut, vreau să-l salut prin această posibilitate și sper că în următorii ani să am ocazia să stau cu dânsul de vorbă și să-i mulțumesc pentru
pentru produsii care, pentru porumbei care a produs dumnealui cu domnul Robert Mușat în crescătoria dumnealor. Și să spun că au creat o linie foarte, 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 foarte bună și am avut șansa de a beneficia de calitatea și de potențialul acesta de super porumbel, super porumbei, că vorbim la modul general. Deci revin la ideea cum ar trebui să arate un porumbel care este de viteză. Din punctul meu de vedere, porumbei care mie mi-a dat satisfacție mare, la mână de la, sunt porumbei un pic mai mari de mediu spre mare, de la mediu spre mare, și cu o forță și o vitalitate de invidiat. Adică nu se regăsește la un porumbel de maraton energia care ți-o degaje în momentul în care ai pus mâna pe un porumbel de viteză. Au o structură a corpului foarte, foarte puternică, osatura deosebit de puternică, închietura extraordinar de bună, vis-a-vis de rezultate. Reiau cu porumbelul care mi-a adus cea mai mare satisfacție și că m-am simțit un columbofil împlinit. Porumbelul care a ajuns la Olimpiadă, am și aici cea mai important trofeu al meu, îl consider această medalie. Acest porumbel a fost în 2018 la Olimpiada la Poznan, la maraton, categoria E-maraton, și în același an am avut și locul 1 azi maraton palmares. Trecând, e o paralelă foarte mare de la maraton extrem, extrem maraton, maraton long distance, la viteză. În următorii ani am obținut o grămadă de locuri 1 la categoria viteză, azi viteză demifond, azi viteză pe județ. Am avut la nivel provincial iar o grămadă de locuri, cred că 1, 2 și 3, la crescător, viteză și pasăre, și iar un rezultat de bază în primii 3, azi viteză tineret în anul 2021 cu o femelă care se trăgea din 2 porumbei de la prietenul meu Robert Mușat. Alții porumbei care au zburat la nivel național, am avut un loc 5 național la general, cu un porumbel direct de la Robert Mușat. Următorul an a făcut palmares general, dar practic nu i-am dat așa multă importanță la palmares general, am pierdut o etapă, două de fond. El fiind un porumbel de viteză demifond, și noi având etapele la 600, peste 600 de kilometri, nu am vrut totuși să-l uzez. În primul an, un pic de nebunie, l-am băgat la o etapă de 670, obținând locul 5, parcă din 1600 de porumbei. Și asta l-a propulsat pe locul 5 național la general tineret. Anul acesta, spre exemplu, am un porumbel deosebit care cred că a fost, nu am urmărit exact, din județ este singur cu 15 clasări, a clasat toate etapele de viteză, a clasat toate etapele de demifond, obținând categoric locul 1 și la as viteză și la as demifond. A luat locul 1 și viteză tineret, vorbind mai de tineret, că eu porumbei de maturi, i-am pierdut și mi-am cam bătut un pic joc de ei pe ruta peste munte, Polonia, satul mare,
Este foarte greu ca un porumbel să concureze peste munți. Este, cred că a fost ultimul sezon la care eu am participat peste munți să concurezi. Practic, porumbeii sunt niște păsări care ar trebui să concureze pe podișuri, dealuri, nu peste munți. Este foarte, foarte greu. Și s-au pierdut foarte mulți porumbei buni, deloc cu unul. Am pierdut palmarese, am pierdut cam tot. Și, practic, am luat tot la zero anul acesta cu rezultate deosebite. La maturi, la tineret, an, am locul 1 as viteză, locul 1 as demifond, locul 1 viteză, locul 5 parcă la crescător, la pui am locul 1 viteză, locul 1 as viteză și locul 1 crescător viteză. Rezultatele anul acesta la nivel județean, în special cu porumbeii tineri, am obținut la viteză tineret locul 1, la as viteză locul 1, pe județ vorbesc acum, demifond locul 3, toți sunt mai tineri. La as demifond locul 1 și demifond crescător locul 1 la nivel județean. La nivel provincial, as pui am locul 2, viteză pui locul 11, viteză tineret locul 3, as viteză locul 2, as viteză tineret locul 4, demifond tineret locul 11, as demifond locul 4, crescător viteză locul 8, crescător demifond locul 1, crescător pui locul 8. Și la nivel național, as viteză tineret locul 11, viteză tineret locul 14, viteză pui loc 22, as demifond locul 10, crescător demifond loc 6, crescător pui loc 17. Să sperăm că la anul vor fi mult mai sus la nivel național, la fel și provincial. Și să sperăm că pe viitor să o țin cu stacheta atât de sus, încât să mă bucure, să am o satisfacție pe deplin vis-a-vis de munca depusă pentru porumbei. Vis-a-vis de puii care îi reproduc din macă, scot cel mult 3 serii, mai scapă câte 1, 2, 3 tardivei care de obicei îi opresc acasă sau nu prea sunt așa bun de zbor tardivi. Îi opresc la matcă să reproduc din ei. Scot, mă repet, 3 serii de pui cu care încerc să merg la concursurile organizate de asociație. În principiu doresc să zbor peste 250 de kilometri cu acești pui. Trebuie să sosească acasă, nu prea mă interesează în mod deosebit, dacă fac și rezultate, performanțe, cu atât mai bine. Folosesc aceeași hrană ca și la maturi. Din zburătorii nu reproduc deloc la începutul anului. Practic, după zboruri, opresc un tardiv 2 din ei, care am și reușit să zbor foarte bine următorul an acei tardivi. Vreau să menționez cum îi tratez începând de când sunt mici puișori. Când ne-am dat jos din cuib la 3 săptămâni, 4 săptămâni, le fac obligatoriu un vaccin, nu neapărat străin sau de firmă sau românesc. La 3 săptămâni îl repet și înainte de a merge cu ei la zbor, mai repet a treia oară un vaccin de paramixovirusă, numai pentru paramixovirusă, n-am folosit altceva la pui. Vis-a-vis de reproducători, am 20 de perechi de matcă.
porumbeii mei care coboară la matcă sunt cei care zboară 2-3 ani de zile cu rezultate bune la mine pe județ. Dacă au zburat 2-3 ani de zile, i-am oprit la matcă. Am răbdare cu un porumbel băgat la matcă, îl încerc cu 2-3 femele, chiar dacă o altă femeie l-a dat, spre exemplu vorbind de un mascul. Dacă o femeie l-a dat bine cu un altul și cu un altul care eu consider că este bun, nu reproduce, îl mai încerc și cu altceva. Deci nu pleacă foarte repede porumbelul de la matcă până nu m-am convins de potențialul acestuia. Foarte greu pleacă porumbelul bun de la matcă, de la mine. Este ca și cum aș da ceva la care țin foarte mult. Deci nu prea pleacă porumbelul bun de la matcă decât când și-a terminat tot ce a avut de dat pentru crescătorii. Vis-a-vis de consanguinitate, mai puțin la mine cu consanguinitatea, am mai băgat din când în când frați care uneori au zburat relativ bine, dar nu la adevăratul potențial al părinților lor, și nici de transmis nepoții nu prea am avut satisfacții din partea acestor porumbei. Nu sunt împotriva acestei metode de a scoate pui, doar că la mine nu au dat randament. Cel mai important lucru după rasă, masă, este voliera. Dacă nu ai o volieră bine aerisită, nu ai nicio șansă. Poți să te apuci de alt sport sau decât să ținem porumbei așa în ea. Eu am observat la mine, până să construiesc nivelul 2, următorul etaj care l-am la porumbei, nu aveam o aerisire foarte, foarte bună. În momentul în care intri într-o crescătorie, nu trebuie să miroase deloc că ești într-o crescătorie de porumbei. Trebuie să fie foarte bine aerisită și de aici vin rezultatele. Trebuie să înțelegem că în columbofilia, în propriu zis, este o pasiune cu multe nuanțe, dar cu dedicare și învățare constantă poți obține succes în competiții și să te bucuri de această pasiune.